deși au părăsit competiția, Gabi și Iulia continuă să fie cap de afiș al subiectelor de discuții dintre concurenți. Ce se spune despre ei? Sorin și Andrei sunt priviți afară drept un cuplu. L-am întrebat azi ce am făcut, am făcut dragoste, ne-am atins poate de inimă sau ce am făcut. Când l-am întrebat pe Gabi dacă vrea să asemnă, a zis că era indecis. Am vrut să mai rămână, mă. Da, mă. El a făcut chestia asta, pentru că asta îi părea rău. Da. Păi eu dacă ceream pe cei mai să da. El n-a zis, vreau să plec. Să decide publicul. El a făcut chestia asta cu logodna și ca să poată să iasă afară. După asta și-a dat seama că nu-i bine. Nu neapărat să iasă afară, să iasă cu o imagine bună. Da. Cum a luat eu ieri, a fost făcut o scenetă. Și datorită lui Sorsa. De-aia l-am și întrebat pe Robert, dacă e sigur. Dar trebuie să fii inteligent doar ca să-ți dai seama. Nici nu-i nevoie de cuvinte câteodată. Mare lucru, chiar dat numărul de telefon. Dacă cu tine știu, eu sunt resemnat. Eu știu că nu, și nici nu mai vreau să am ceva. Dacă vrei să spui ceva cu ea, spune acum. Bă, și Iulia spunea la fel și mie nu mi-a plăcut chestia asta. Nici mie. Deci ce a făcut Iulia a greșit, total a greșit. De ce spui după ce pleci de aici? Păi asta zic. Vrei să ajungi pastila să iasă război în urma ta. Bă, de moment ce tu știi că ai legat prietenii aici, de ce să zic că nu există prietenii noastre să convinte? De ce tu alegi așa ține? A fost ceva de genul. Prietenia noastră există, dar prietenii aici celorlalte nu există. Bine, eu știu unde a fost Iulia să bată. Eu am crezut de prima dată că Iulia a fost dat afară după cum s-a purtat cu Ali. Dumneavoastră, să atunci că v-ați bucurat că s-a destrămat oarecum grupul, da, că da, da. La asta v-ați referit, nu că v-ați fi bucurat că au ieșit. Eu acum am înțeles foarte bine cu Andreea, față cum mă înțelegeam înainte. Pentru că s-o da singur. Și de Alin, cred că n-ai văzut, râdea. Nu toate, dar râdea. Urmăm noi care nu avem cuplu, când stăm în capul la unii, unelea. Mai înainte puțin, era în competiții și avea cuplu. A fost o doamnă, Iulia a lăsat așa mici chestii. L-am vorbit cu Iulia și tu poate nu e pe aia voie intențiile ei. Cu Alin nu cred că la aia avea voie intențiile. Nu. Bun, dacă venea în baie și spunea că... Ce? Nu vreau să fac cu materiale. Da, frate, dar lăsați-o pe ea să vină să-și ia apărarea. N-auzi, dragă. Nu venea să zic când ea trebuie să ne aranjează spărul, dar nu putea să zic. Ioana, Constantina. Ioana, că ea știe mai bine și Constantina știe. Deci luăm apărarea lui? Da, da. Clau a fost o doamnă când a ieșit, Iulie nu. Că Ioana știe prea bine ce e acum baie, dacă nu vrea să facă material. De ce se simt persoane care n-au fost aduse în discuție? Gen. Da, de ce se simt? Pentru că întotdeauna trebuie să aibă ceva de spus. Câte ori ai eu ca gen? Și ce dacă? Cred că nu-ți faci rău. Lasă-o că e îndrăgostită de Ali. Da. Păi și minți dacă dar atunci ești îndrăgostită și dar nu sunt, pe dar tocmai asta, că dacă eram, făceam cuplu. Înseamnă că minți. Da, nu e adevărat, că la mine se vede, nu toată lumea zicea când era vorba de Andrei. Uite, roșiști pe aici? Se vedea. N-ai zis că iubești? Îmi place, mi-este drag de el, nu știu. Ah, dar n-ai zis încă că îl iubești. Îl iei niciodată. Îi spun că iubesc, mai, eu am moniu. Tășuie, băi, tășuie, tășuie, așteaptă. Deocamdată. Dei.